Pentru cei care n-au fost pe fază înainte de publicitate, trebuie să vă spunem că Siviero Maria, gelateria ta italiană, după cum bine știți, în fiecare zi până la finalul verii pune la bătaie 2 kg de înghețată pentru primul telespectator Metropola TV, care vine aici la noi la post la Casa Presei, corp A3, etaj 4. Tot ce aveți de făcut este să fiți primii și odată ce ați ajuns aici, v-ați făcut frumos un selfie cu înghețata sau cu ce vreți voi, dați tag Siviero Maria, tag Metropola TV și ați plecat acasă cu 2 kg de înghețată. Iar acum parcă în platou aici s-a adunat un pic cam multă energie feminină, așa că, Georgia, ai legătura. Știi tu ce știi, Valentin, într-adevăr, e foarte multă energie feminină și foarte bine că este, pentru că eu mă bucur de prezența Cristinei Almăjan, make-up artist și trainer, care ne aduce secretele machiajului. Secretele încep de la zero, așa că eu zic să îi spunem bună dimineața, Cristinei, bine ai revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ne-am și asortat așa cu niște print, cu niște animal print, da, și ne-am asortat săptămâna asta pentru că săptămâna asta am curățat și eu pensulele, dar nu cred că le-am curățat atât de bine cum o să ne explici tu azi. Eu sunt sigură că știu că tu ai grijă de pensulele tale, dar într-adevăr sunt și secrete ale make-up artiștilor. Într-adevăr, înainte să vorbim de desinfectant, pentru că sunt foarte multe substanțe cu care putem desinfecta pensulele, ar trebui să știm foarte bine categoriile de pensule. Uh-huh. Știm foarte bine că pensulele sunt de 3 mari categorii, din păr natural, din păr artificial și cele hibrid. Adică păr natural cu păr artificial, cam acesta ar fi. Uh-huh. Eu am adus aici și pensule defecte ca să demonstrez niște mici probleme, ce okay. se întâmplă dacă nu le curățăm cum trebuie. În primul rând, trebuie să avem grijă cum le curățăm, deoarece în interiorul lor sunt anumite substanțe, de exemplu, fondul de ten combinat cu pudră, cu pigment, sunt incompatibile. Ele în interiorul lor, în care se vede că se poate, în interior umed, cel puțin uh-huh. pentru fond de ten, uh-huh. se pot provoca anumite bacterii, cum ar fi fungi și multe alte lucruri. Ideea este că putem provoca anumite boli, cum ar fi conjunctivită, ulcior de ochi și multe, multe alte probleme ale tenului. Așa, eu am adus aici să exemplific. V-am adus, practic, spiritul. Da. Așa, și aici este o substanță, nu știu dacă pot să-i spun numele, care pentru curățarea pensulelor. Cred că pot să-i spui numele dacă nu e izopropilic, eu folosesc, sau mai sunt substanțe direct din comerț care le putem cumpăra și le putem folosi. Practic am adus aici, multe persoane ce fac, pun pensulele într-un bol, toarnă apă și le lasă acolo. Nu, este total greșit. De ce? Pentru că pensula se poate casa. Adică uitați cum s-a întâmplat la mine, că și eu mai făceam asta în trecut. Și ea se rupe și rămâne așa. Este foarte bine când spălăm o pensulă, o să le scot ca să vă și exemplific. În primul rând, să avem un... Asta am căutat tot timpul și nu știu cum se numește. Ce e asta? Acesta este un... un device. Da, exact, pentru a curăța pensula, iar în funcție de striațiile lui, așa, în funcție de striațiile lui, putem curăța pensulele și în funcție de textura pensulei. Pentru că dacă este mai abrazivă zona, clar putem curăța o pensulă din păr sintetic. Dar din păr natural trebuie practic striațiile mai mari, unde ar fi un pic mai... Mai blând, să nu le stricăm atât de rău. Da. Eu m-am chinuit în palmă tot timpul și am tot căutat. Acum avem două variante. Dacă ne dorim uscare rapidă, putem folosi substanțe de curățare instant. Dacă ne dorim o curățare aprofundată, adică să le spălăm, putem veni cu acel balsam de bebeluș. Da. Eu cu asta mi se pare cel mai așa, care este cunoscut la noi. Practic, turnăm pe pensulă sau chiar direct pe acest... instrument de curățare. Da, așa, și putem să facem așa în mișcări circulare. Este foarte interesant la urmă. Eu chiar am lăsat-o pe aceasta și chiar am pus-o pe aceasta ca să vă exemplific cu probleme. Cum o curățăm? Cât produs iese. Da, eu am lăsat-o și n-ai amestecat cu apă. Nu, doar nu. Și balsamă. Acum, practic, când o să turnăm apă, dar cum? O ținem în jos, așa. Astfel încât să nu atingă partea metalică exact. Și să nu riscăm să se ducă și lipiciul. Și, practic, niciodată să nu o ținem așa, pentru că noi o zbârlim. Și uitați, vedeți cum s-a curățat pensula. A, ce tare! Practic, cam asta ar fi. Iar la urmă, ca să o putem usca cât mai intens, venim cu un șervețel și o tapotăm. Iar ca pensula noastră să rămână un pic mai... să rămână la acest nivel, putem veni cu aceste protecții,
pentru pensule. Le băgăm și le-am aruncat pe toate de la pensulele, da? Nu-i ce greșeală imensă. Le-am cumpărat din comerț și practic ele ca să rămână cu acea formă. Pentru că dacă nu le lăsăm, ele se ciufulesc și rămân foarte... Și apoi când machiez cu ele, îți împrăștie produsul peste tot. Da, îți cade și păr din ele. Și mai ales este foarte benefic aceste protecții pentru eyeliner. Pentru că știm foarte bine, eyelinerul când se întărește, se ciufulește foarte rău pensula. Și este foarte bine acesta pentru că ne rămân pensulele foarte mult timp să le avem. Eu am pensule și de 5-6 ani. Adică pensule foarte bune, din păr natural mă refer. Dar, într-adevăr, mi-a foarte mult să le curăț pe toate. Așa, asta o dată. Cam asta ar fi, da. Iar mai putem avea o altă curățare foarte interesantă cu acest alcool izopropil. Exact, care practic stropim cu el. Da. Așa. Și practic ăsta dezinfectează la nevoie, nu? Exact. Și practic el usucă foarte rapid. Adică el nu simți pensula udă. Imediat în secunda 2 pensula devine uscată. Uh-huh. Și cam asta ar fi. Asta este o pensulă din păr natural. Și cum deosebim o pensulă de păr natural față de o pensulă din păr artificial? O pensulă din păr natural tot timpul la rădăcine ea rămâne ciufulită. Adică niciodată, noi tot timpul când încercăm să despărțim, ea tot rămâne așa foarte ciufulită. Deci noi cât am încercat să o desfacem, ea tot rămâne cad fire. Pe când o pensulă artificială, când ai desfăcut-o, ea se desface și rămâne curată. Adică înțeles, nu se vede. Firele se desprind unul de celălalt. Exact. Deci cam asta ar fi și ideea între ele. Eu aici am adus mai multe tipuri de pensule, să vă exemplific, cum ar fi și pensula din fond de ten, care la fel putem să-i facem, să venim cu aceste plăsulețe și practic ea se va usca foarte, foarte... uniform ușor și... La urmă, da. Am mai adus burețelul care la fel și pe el îl curățăm tot cu acesta de bebeluș și foarte bine curățat în apă plată. Ar fi indicat, dacă observați, eu aici am adus chiar apă plată, pentru că la urmă știm foarte bine, nu trebuie să... să fie contaminat cu apă de la chiuvetă. Exact, pentru că pH-ul ni-l va chinui foarte tare. Deci cam asta ar fi foarte important. Și putem cu spirit, eu am adus și aici această substanță, pe care o găsim la peste tot, putem dar cu pensulele din păr sintetic. Deci niciodată cu pensule din păr natural nu desinfectăm cu spirit, pentru că ce se întâmplă? Le casăm, le întărim și se rup foarte repede, le întărim firul de păr. Iar, pe urmă, dacă facem greșeala aceasta, putem să le facem un spa pensulelor. Odată la 3-4 săptămâni le creăm un spa, dar cu ce? Le putem crea un spa cu un balsam de păr, pentru păr foarte rebel și un păr care se rupe. Iar le lăsăm acolo cam 15-30 de minute cu acel balsam, iar la urmă le curățăm și vom vedea pensulele că devin pufoase și foarte își reiau textura lor de la început. Ceea ce ne ajută asta dacă facem anumite greșeli, pentru că la început mai pui repede spirit, poate n-ai desinfectant la îndemână, poate ai nevoie de o pensulă, nu știu, care ai folosit-o pentru o nuanță de negru, o vrei să o folosești pentru maro și tot așa. Și este foarte important să știm să ne organizăm treburile. Nu știam de treaba asta cu balsamul de păr și îți mărturisesc, eu îmi curăț pensulele cam la 2 săptămâni, fiind ale mele, le folosesc aici la muncă sau când am evenimente și le curăț pe toate, am multe, deci pot să folosesc pe rând pensulele, dar niciodată nu le-am făcut acest tratament. Chiar o să încerc, o să am concediu acum în august și în acest concediu am să am grijă de pensule. O să-ți recomand și un balsam foarte bun, foarte ieftin. Care chiar ajută și, practic, eu așa-l numesc, spa-ul pensulelor, merită și ele, pentru că, da, și eu am la fel, am peste 3.000 de pensule, eu și colecționez, sunt pasionată de pensule. 3.000 de pensule, wow! Da, dar nu le folosesc tot timpul, le am câteva colecție cu ele, dar, da, merită, adică, asta am spus, am pensule de foarte mult timp și încă le am. Doar că, da, durează cam 2 ore și la mine când le curăț. Eu le curăț cam o dată pe săptămână, iar în salon, normal, clientă după clientă, fiind, trebuie curățat dezinfectat, în primul rând. Iar, nu știu dacă știi, la creioanele dermatografe, cum se curăță, se arde cu bricheta pentru a dezinfecta, indiferent că este al tău personal, indiferent că îl folosim la client, este foarte bine pentru că acolo se pot, în spațiul acela umed, se pot... înmulți bacteriile, exact, practic. Și nu este prea benefic. Ok, asta nu știam. Eu îl ascuțeam de fiecare dată și m-am gândit că funcționează, dar și acesta, ar fi, doar că eu îi mai cu bricheta. Bine, puțin, nu foarte mult, ca să nu... Să nu topim. Să nu topim, să-l stricăm de tot, da.
Se pare foarte interesant și le reamintim celor de acasă că noi aici nu avem voie să spunem branduri, dar puteți să intrați pe pagina de Instagram și de Facebook a Cristinei Almăjan, Ianisa Makeup. Ianisa Makeup Artist sau Cristina Almăjanu Makeup Artist și pe Instagram și pe Facebook. Iar acolo sunt și branduri, sunt puse și cursurile pe care eu le predau. Vom începe din septembrie cursuri noi și din septembrie vom începe cursuri acreditate. Foarte tare, te felicit. Te felicit pentru treaba asta. Eu am o curiozitate, am văzut această pensulă aici și am și eu una mai mare. Pentru ce o folosești? Că eu am pus undeva în cuier acolo la colecția de pensule și nu știu la ce se folosește. E drăguță tare. Da, se folosește de obicei pentru a contura cu substanțe cremoase. Aha. Este foarte important, dar nu frecăm. Tragem foarte ușor, iar ea, practic, noi când aplicăm un fond de ten un pic mai închis sau un contur un pic mai închis, dar cremos, specific, încă o dată, putem trage foarte, foarte ușor cu el și foarte, dar să nu apăsăm, pentru că dacă apăsăm, ce se întâmplă? Acea textură se amestecă cu fondul de ten și vom crea o nuanță de vânăt. Zici că am fi fost bătute. Deci este foarte bine tot timpul când aplicăm, cu orice pensulă care aplicăm, să fie foarte natural și foarte așa, ca și cum am mângâia. Și acum te întreb cum o curezi pe aceasta, că asta nu prea iese din teacă, să zic. Da, aceasta este din păr sintetic, deci nu este din păr natural, asta care o am eu. Cu toate că ea arată, dar se poate simți la mână, că este destul de abrazivă. La fel o curăț, tot pe acest suport, doar că încerc pe acesta unde este un pic mai abraziv. Ca pentru să te asigur că iese tot produsul. Ca lumea, da. Și acesta e un pic, eu după ce le spăl, le și desinfectez cu dezinfectant de pensule, asta ca să fie cât mai curat. Dar oricum, ele, ai vă observat, din prima s-a curățat, da, acolo deja s-a murdărit castronelul. Dar, da, aceasta așa se curăță și este foarte important după să o ștergem foarte bine. Există și pentru ea protecții, cum sunt acestea. Există un pic mai mari, mai late, sunt tot felul de forme. Doar că, bine, aceste plăsurețe le găsim în comerț peste tot. Sunt alte branduri care le aduc și le produc. Sau dacă nu ne aruncăm când primim pensulele, exact, cum trebuie am să făcut le păstrăm. Eu. Da, și eu am făcut la fel. Dar acestea sunt un pic, dacă observăm, un pic mai o textură mult mai grea și mai bună. Eu m-am lămurit. Ultima întrebare, ca să mă asigur că eu le curăț corect. În momentul în care curăț, eu fac mișcările acestea așa, circulare. E bine sau le distrug? Este ok, dar nu trebuie să apăsăm. Ok, deci mai puțină presiune, da, și mai finuț. Pentru că mai sunt doamne care fac așa. Aha. Nu știu dacă știi. Dau cu și știu, că așa făceam și eu. Da. Ok, mișcări circulare și foarte ușoare. Și poate și stânga-dreapta putem. Ok, ca să îndepărtăm și de pe margine. Da. Dar asta e la fel și pentru ne ajută cu practic. Ne ajută și. Doar că, da, mișcările circulare te ajută practic să curezi la suprafață pensula, dar în interiorul ei exclus. În interiorul ei va trebui să apelăm la săpun sau la desinfectant mai amănânțat. Mare grijă. Am avut o astfel de pensulă și vreau să zic că am curățat-o și la final mi-am dat seama când făceam așa, că a rămas o grămadă de fond de ten în ea și am zis, n-am făcut nimic de fapt și am mai luat-o dată la mână și am curățat-o și a ieșit bine, dar exact, trebuie insistat pe unele. Eu de aceea am adus și pe acesta, ca să arăt. Aceasta este de fond de ten, este curățată doar cu dezinfectant și să arăt cum arată ea. Da. Deci ele practic așa rămân umede, iar de aceea nu este benefic să o folosim imediat după, de aceea este benefic să o spălăm, iar la urmă să o refolosim. Da. Să zicem că da, în salon, bine, are, este folosită destul de mult. Este o pensulă de fond de ten, cum spuneam. Este destul de important să avem grijă cum o curățăm și în salon, pentru că, ți-am zis de multe ori, și eu mai fac treaba asta, dar nu este bine pentru că le stricăm și... Acum că am învățat și știu atât de multe secrete, promit că o să le curăț și îți trimit și poză la final cu toate așa expuse, super, drăguțe. Super. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi. Drag, vă mulțumesc și eu. Și să ne revedem cu bine. Sigur, cu mare drag. Data viitoare avem un alt secret. Mulțumim tare, tare mult. Mulțumesc. Mergem către un subiect interesant pe care ni-l propune prietenul nostru, Florin Rogojinaru. El este critic de filme, are un canal de YouTube unde puteți să găsiți fel de fel de recenzii. Bine, astăzi vorbim despre un top 5 al filmelor despre înșelat. Te afli într-o relație și ai avut vreodată gânduri necurate? Nu știi dacă e ok sau nu că te gândești să îți înșeli iubitul sau iubita? Top 5 filme în care fetele înșală băieții. În acest clip vei vedea 5 filme despre dragoste, comedie, relații, drame, în care fetele își înșală băieții, dar asta nu e toată acțiunea, fiindcă altfel ar fi plictisitor. Unul devine popular și fură femeia altuia. Altul o tentează prin show-uri în fiecare seară. Doar Dumnezeu
Bine, și eu, pentru că am văzut aceste filme, știm cum și de ce se întâmplă, dar dacă te uiți la acest clip și la filmele pe care eu o să le prezint în acest clip, o să știi și tu de ce câteodată fetele înșală. 1. The Voyeurs, film din 2021. You can see right in. Check out those two. What is he, like a photographer? Oh, they're in love. I don't think we should spy on our neighbors. Right. Oh, they're... Este un film despre un cuplu mutat proaspăt într-un apartament luxos cu o priveliște uimitoare către vecinilor. Lucru care îi tentează în fiecare seară și se hotărăsc să devină un obicei și să facă asta în fiecare seară, să arunce o mică privire la vecinilor, care mai târziu devine de-a dreptul un holbat. Dar mai târziu aflăm că aceștia nu erau singurii care se uitau la vecinilor, ci și aceștia știau că sunt priviți și făceau lucrurile în așa fel încât să le dea o tentă incitantă și să le facă seriile mult mai bune. We've just never done that before. I've been having dreams. I wanted it to happen. Acest film implică și uciderea cuiva, deci e un film și pentru cei pasionați de mister și crime. Pe 2, We Are Your Friends, film din 2015 cu Zac Efron în rol principal. Titlu cam ciudat pentru un film în care prietenii se cam folosesc între ei. 5, 4, 3, 2, 1. Dar această operă cinematografică arată unde poți ajunge atunci când treci peste toate inhibițiile, treci peste toate fricile ca să-ți urmezi visul și să ajungi unde ți-ai dorit. Chiar dacă asta implică și o noapte cu soția altuia, nu prea e ok, dar câteodată scopul scuză mijloacele. What are you doing Saturday? Anything must have... I'll see you Saturday. You can make people dance and that's half the battle. James thinks you're really talented. Sounds have soul. Build them from scratch. You're not gonna get anywhere using the same old sounds that every other laptop DJ uses. Momente de dragoste, prietenie, greutăți și petreceri la greu sunt lucrurile care definesc acest film, dar dacă ești un om cu un vis mare, acesta este un film pentru tine. Pe lângă Zac Efron apare și John Bertal, un alt mare actor. Amândoi sunt foarte mari. Pe primul, pe Zac Efron, îl știți din High School Musical, iar pe John Bertal îl știți din The Punisher. Pe 3, newness, noutatea. Ați fost vreodată într-o relație deschisă sau știți pe cineva care se află într-o relație deschisă? Eu cred că nu. Eu n-aș putea accepta una ca asta, dar... mă șinec când vorbesc despre acest subiect. Deci... acest film vă va șoca. Filmul urmărește povestea de dragoste, în ghilimele, a doi oameni care se întâlnesc pe Tinder, dar dorința lor este aceea de a cunoaște alte persoane. Lucru care le întărește temporar relația, dar asta nu poate duce decât la un sfârșit tragic. Un film extrem de pasional, interesant și un concept nemai întâlnit, dar interesant, care ar trebui urmărit de toată lumea, deși nu va fi pe placul tuturor. 4. The Names of Love, numele iubirii. Arthur Martin, unul dintre cele mai comune nume din Italia, și Baia Ben Mahmoud, un nume unicat. O poveste incredibilă a două persoane complet diferite. Arthur lucrează cu animale. Moarte. Oui, mais je suis spécialisé dans les animaux morts. Iar Baia este definiția vieții sau a unei persoane pline de viață care a dormit cu oameni extrem de conservativi doar pentru a le schimba viața. De exemplu, a dormit cu un tânăr care studia medicina, iar acesta a devenit cioban. Aceștia încearcă, indiferent de diferențe, de fapt nu încearcă, chiar o fac, să treacă peste fiecare zi împreună, dar o să vedem în acest film cum e atunci când unul aleargă constant și unul vrea doar să doarmă. Sperăm doar că nu va face din Arthur Martin un subiect al muncii lui. Pe 5, Blue is the Warmest Color, film din 2014, albastru este cea mai călduroasă culoare. Acest film ne învață că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci în viață este să accepti cine ești tu cu adevărat. Dacă vei încerca să ascunzi sau să negi cine ești tu cu adevărat, te vei simți mizerabil. Exact asta se întâmplă și cu Adele în acest film și în timp ce ea vrea să-și dea seama cine e cu adevărat, este foarte tristă. Pentru acest film, Adele a primit titlul de cea mai
tânără promițătoare actriță debutantă. Nu uita să te abonezi, să dai un like, să-mi lași un comentariu și ne vedem în clipul următor. Îmi place ziua asta și promit că nu mai am niciodată concediu într-o zi de miercuri. Am ratat inițierea alături de Mihai Nae atunci când a venit cu Cane Corso, dar am prins Belgian Malinois, eu da, tu nu. Și astăzi împreună vom afla despre dogul argentinian. Bună dimineața, Mihai, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ne bucurăm tare mult de fiecare întâlnire cu tine, mai ales acum că ne aduci aceste minunății în fiecare săptămână. Ne mai puțin somnoros, da, acum vedem. Da, piticul de 4 luni a dormit. Ne bucurăm că îi place la noi, înseamnă că e liniștit, se simte bine, e relaxat. Vorbim despre dogul argentinian. Sunt foarte puține rase a căror fan mă consider. Și asta este una dintre ele. Am foarte multe amintiri legate de dogul argentinian. Sunt iubitor de dog argentinian, asta vă spun clar. Ce să spun? Un câine foarte bun, din toate punctele de vedere. Un câine cu păr scurt. Un câine care, zic eu, că se adaptează destul de bine și în curte și la apartament. E foarte important cum pui problema cu un argentinian, pentru că este un câine dur. Este un câine dur, dar care, dacă începe educația la vârsta potrivită, așa cum a început Zeus, așa cum a început și el, până la urmă ne dăm seama dacă un câine este lucrat, dresat, educat, dacă poate să stea în loc. Da? Ei, uite, adică dacă poate să stea în așteptare, adică să nu stai cu gura pe el. Și gândiți-vă că stăpânilor sunt în spatele camerelor, ei stau aici cu mine, de la cel mai mic până la cel mai mare. Avem un pui de 4 luni, o femelă de 2 ani și un mascul de 4, Zeus. El este un câine care mie mi-a jucat și în filme, alături de actorul Mihai Bendeac. Ce și, tare! Ce să spun, mă leagă foarte multe amintiri de el, dar pot să vă spun așa, că este un câine care se pretează familiei și asta cel mai mult m-a învățat el. Un câine care e foarte atent, vedem și pe video-ul, în general sunt câini care, ei sunt folosiți la vânătoarea de pume și de mistreți. Deci sunt câini foarte duri, dar de copil nu se apropie nimeni, de căruciorul lui nu se apropie nimeni. Spre exemplu, el a făcut pregătire pentru pază la cărucior. Ăsta este mic care a început antrenamentul de pază. Așa cum spuneam, face pază la cărucior, face pază la obiect. Este un câine care rămâne în așteptare în fața nu se leagă de alți câini, dacă alți câini nu se leagă de el. Atenție, e un câine care ripostează. Ca mulți alți căței de altfel și în general rasele cu potențial agresiv ripostează, dar niciodată neprovocate. Da? De asta noi trebuie să avem multă grijă. Avem o femelă care aici ne-a arătat așteptarea în fața magazinului. El ne arată cum poate să conviețuiască cu alți câini. El are alt câine acasă, are și copil de 3 ani. Da? Wow. Iar vorbeam cu stăpânul mai devreme că o are cam Mara seamă. Care... El are 4, ea are 3. Deci a venit când trebuie. Cred că a crescut-o el mai mult. Da. Ce să zic? Sensibil cu blana, cu părul, cu pielea. În momentul în care ții un argentinian, trebuie să știi așa, că trebuie să-i dai mâncarea care trebuie. Iartă-mă că răda cel mic aleșinat, fantastic, de la antrenamentele pe care le-am văzut. Probabil, au obosit uitându-se, aoleu, ce mă așteaptă. Deci trebuie să avem grijă la tipul de mâncare, să fie unul de foarte bună calitate, pentru că acest alb se întreține foarte, foarte greu. Trebuie să avem grijă la educație, să fie făcută la timpul potrivit, pentru că altfel dă într-o hiperactivitate sau poate să fie și un câine agresiv. Repet, este unul dintre cei mai buni câini de vânătoare la mistreți și pume, da? Deci cam așa și dacă avem grijă să avem toate aceste ingrediente, sigur la sfârșit vom avea ceea ce trebuie. Și sunt foarte mândru de toți, sunt mândru pentru că uitați, da? Deci nu-mi fac probleme.
Sunt mândru de el pentru că am foarte multe amintiri și pe platourile de filmare și ce să zic, s-a muncit cu el. Adică fiind mascul, între femeie și mascul e o diferență de temperament. Masculul într-adevăr e un pic, este și mare, dar este și un pic mai dur. Și atunci dacă nu are cel care ține capătul, este, dacă nu este ce trebuie, e posibil să-l domine. Nu e ușor de... Nu te plimbe el pe tine, nu tu pe el. Și nu numai, vorbim de mult mai mult de atât. Adică poate să înceapă să te mărie, poate să înceapă să te pună la punct, chiar dacă ești stăpân. E foarte important atunci când îți iei rasa asta să știi că e prostovan așa în primele luni ale vieții. Când vrea după el. La 7-8 luni deja întoarce... Întoarce foaia și... Na, nu e ușor. În apartament nu este greu pentru un dog argentinian, nu se simte poate prea închis așa într-o pușcă, nu simte nevoia să țopăie, să sară, să se joace. Personal, nu știu să vă spun, din punctul meu de vedere, eu l-am văzut pe el că se adaptase foarte bine la apartament, cât a stat la apartament, după care s-a adaptat extraordinar de bine la curte. Uh-huh. Cumva e un câine care, foarte rezistent, chiar dacă e atât de roz, cum îl vedeți, dacă vă uitați, el e alb cu roz. Adică, mai ales ăsta micu, ne arată burtica. Deci el e roz. Dar este un câine foarte predispus la absolut tot felul de eczeme, tot felul de iritații. Asta e situația. Dar cu toate astea, el se adaptează. E un câine foarte rezistent. Dar totuși trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că odată ce încep problemele de sănătate cu pielea, cu, le oprești un pic cam greu. Se bronzează foarte repede. Am înțeles că pentru astfel de cățeluși cu pielea la vedere, eu am un maidanez alb care este cu năsucul spre roz, așa mi s-a recomandat să iau și o cremă cu protecție solară. Au apărut o grămadă de produse, avem și pastă de dinți, avem și apă de gură, avem și autobronzante, nu știu. Ai făcut o rubrică separată de dresaj avem... pentru așa ceva, că eu nu știu n-aș cum n-aș putea să fac pe dresaj pentru stăpâni. N-aș putea să fac față la toată informația, să este un lucru clar. Dar sunt foarte multe și e bine să le să ținem cont de ele, pentru că na, dacă sunt în general câinii albi sunt foarte foarte pretențioși la bătături, la tot felul de e bine să nu. Dar mâncarea cred că este cheia întreținerii dogului argentinian și în general a câinilor albi cu păr foarte scurt. Sunt genul de căței care simt pericolul sau când stăpânul e în pericol sau sunt genul care ling mâna hoțului când intră în casă? Nu și ai pățit, ceva. Nu cred, l-ai văzut cum să te aleagă cărucior pe iad. E foarte important să fie totuși învățat, lucrat. De ce? Pentru că dacă o face instinctiv, s-ar putea să dea într-o extremă. La el nu intră nimeni, evident. De la poștaș până la mătuși? Cred că vânează și vrăbile, adică nu. Nu intră nimeni. Sunt puțini câini care pot face. E un câine mare, dar e un câine foarte rapid, extraordinar rapid. Asta vreau să te întreb, cărui tipologii de stăpân se potrivește? Dacă pleci pe munte, spre exemplu, dacă plec pe munte, vine cu mine. Este Haide, fata, hai. Este potrivit și pentru activități fizice mai intense. Da, el merge foarte, stai acolo. El merge foarte des la munte. Da? Deci, pentru că stăpânul e cumva de la munte, ca să spun așa, și îl ia cu el. Și ce să spun, e și un companion foarte bun. Stai acolo, lasă-mă că ne pupăm după aia. Asta vreau să zic, te-a urmărit cu privirea când ai trecut prin spatele lui, i-a zis cum, da, noi ne pupăm în permanență, n-avem cum. Deci da, nu se apropie nici animal, nu se apropie nici om de curte, de tine în general. Nici dacă stai așa cu el în lesă, ia, mai eșuează unul. Gata. Nu se poate așa ceva. Deci, e foarte interesant. Deci nu mă așteptam în momentul în care l-am văzut atât de feroce și dur. Dacă o văd și pe ea, încep să-i dresez numai aici, în platou. Da. Vorbind. Noi, să știi că am primit recomandări bune vis-a-vis de energia din platou. Ni s-a zis tot timpul că e energie frumoasă, că e liniștitoare. Se vede, da. Dovada prea liniștitoare. Dacă nici câinii nu simt, prea liniștitoare. Da.
Eram impresionată de mărimea lui. Este uitați aici, pentru avem o femeie, un astfel de câine. Aici, pe exemplu, avem un antrenament în care câinele merge la cărucior, da? Și te însoțește și nu trage, nu te bruschează, indiferent că sunt alți câini. Dacă vă uitați, are și aici o privire, adică nu vă apropiați, da? Ceva de gen. Ține un pic contra cu capul, protejează. Asta este chiar un câine care a parcurs cam toate etapele de dresaj și, na, din se punctul vede. Meu de vedere, cam așa ar trebui să facem în momentul în care ne luăm un câine de calibru ăsta, pentru că nu este ușor de gestionat. Chiar nu este ușor. Și trebuie să fii persoană. Aici, uitați, spre exemplu, aici a trecut în extrema cealaltă și face un atac frumos. Deci, cumva, trebuie să avem grijă. Vreau să te întreb ceva. Eu am un maidanez. Da. Un veronist imperial. Am zis că e ușor cu ei, că sunt docili, că sunt rezistenți. E foarte rezistent. Nu s-a îmbolnăvit niciodată în 3 ani. Dar mai trage din când în când. Și îmi dau seama că eu trebuie să intru într-o energie masculină și să cobor tonul. În momentul ăla e foarte receptiv. Cu un astfel de câine care are un temperament cumva transmis din generație în generație, eu, ca femeie, aș putea să relaționez ok fără să mă chinui, fără să mă strofoc? Dar sunt foarte multe femei care optează pentru a-și lua canecursul, pitbull... Am avut canecursul, n-am avut nicio treabă cu argentinian, am avut cu caucazian, etc. Nu este o problemă asta. Problema intervine în momentul în care nu gestionăm lucrurile la timp, nu începem educația la timp și nu facem ceea ce trebuie la timp. Deci ține, de fapt, de noi mai degrabă decât de cățel. Asta e chiar o rasă care necesită începerea educației la timp, nu când încep să apară problemele. Odată ce au început să apară, le vei rezolva, dar nu te aștepta să o faci într-un mod corect. Deci, cumva, e bine să fii conștient de niște lucruri în momentul în care îți asumi așa ceva. Am înțeles că ei nu sunt agresivi cu alți câini dacă nu sunt provocați. Da. Dar dacă mai avem, spre exemplu, încă un câine, ideal ar fi cum să fie acel câine? E nevoie tot de un câine puternic cu care el face? Sau și un bișon s-ar înțelege? El, spre exemplu, are un câine destul de măricel acasă și îl păzește, nu-i face nimic, nu s-a întâmplat. Probabil că și-au reglat ei conturile la un moment dat, dar nu, n-au fost probleme majore. Dar asta n-au fost probleme majore pentru că, până la urmă, cel care are statutul de alfa este stăpânul. Stai acolo. Dacă este stăpână. Pisică, putem vorbi despre așa ceva? Dacă crește cu ea de foarte mic. A, deci doar dacă socializarea nu, e făcută în pruncie. Avem o problemă. Dacă nu avem o problemă. Altfel îi place la vânătoare. E un câine de vânătoare, până la urmă. Da? El asta vânează pisici, nu? Adică așa e. Despre asta vorbim. Deci, practic, tu trebuie să ții un puiuț mai mic decât cel de acolo și să-l crești cu pisicile tale. Să-l crească pisicile. Să-l crească pisicile, da. Chiar i-ar influența comportamentul creșterea cu pisici? Nu. Nu? N-au treabă, nu? Absolut, nu. Mi se pare foarte interesant și noi îți mulțumim tare mult. Ne-ați primit. Și cu mare drag ne bucurăm că v-ați odihnit, că v-ați simțit bine la noi în această dimineață. De ce, Samic? Este se pare că bomboană. După publicitate să fie mai lungă, că s-ar putea să avem un pic de tras de el. Am înțeles. Pe mine mă treziți la final, când plecăm și așa aveți treabă. Cu mine mă treziți dacă când nu, plecăm. Dacă aveți nevoie de o mascotă... Da. Cu mare drag, o să-l lași, da. Până diseară când e foame, nu. Avem un moment de dans în cele ce urmează. Eu zic că poate să-și facă treaba pe lângă el. Nu cred că îl deranjează nimic. Îți mulțumim, Mihai, tare mult. Vă mulțumesc. Te așteptăm cu drag să revii săptămâna viitoare. Sărut mâna, vă mulțumesc. Și eu zic să mergem, dacă tot s-a reunit această gașcă atât de frumoasă la noi în platou în această dimineață. Uite, și noi suntem așa mai pe alb, mai ne-am potrivit cumva. Ne potrivim și cu următoarea știre despre... Tot o gașcă reunită. Da. Spice Girls.
Bine ai revenit la noi! Ce mai faci? Cum ești? Sunt foarte bine. Un pic obosită acum că tocmai ce ai dansat, te lăsăm puțin să-ți tragi răsuflarea până una alta. Îi anunțăm noi pe cei de acasă că în această perioadă tu ai câștigat locul întâi la un concurs la Malul Mării. Ne povestești puțin cum a fost, cum te-ai simțit? M-am simțit foarte bine, experiența a fost minunată. Ai avut emoții? Da. Spune sincer. Da, sincer, da. Ce dans ne-ai prezentat în această dimineață? Cum se numește? Esmeralda se numește variația. E un dans care bănuiesc că te solicită destul de mult. Am văzut și câteva piruete. Mi-e place foarte mult costumația. Costumația m-a fermecat, mulțumesc, să recunosc. Mulțumesc mult. Mi-e place foarte mult auriul acela acolo și cum este acea... Păi, Valentin! Mulțumesc! Tu! Cum? Cum? Zi tu, ca să tutu se numește. Tutu. Ah, tutu? Eu, tutu. Deci n-ai stat degeaba la Insta Fashion. Nu, chiar nu te aude. Da, deci n-ai stat degeaba la Insta Fashion. Noi avem și o rubrică de styling, de modă și acum Valentin am își arăta talentul. Foarte, foarte tare. Tamburina face parte din această variație folosită în mod deosebit la acest tip de dans? Da. Deci, doar... adică în moment, în spectacol... trebuie să se audă și ea în momentul în care face anumite mișcări. Da. Da. Ți-a fost greu să te coordonezi și cu tamburină sau ești obișnuită să mai lucrezi cu alte accesorii? Sunt obișnuită. Mm-hmm. Adică se folosește mai multe dansuri. Nu cred. Nu neapărat, dar cred că știi tu... În Esmeralda se folosește. Aceste dansuri sunt specifice într-o anume țară sau... Nu. Deci ține doar de balet cu totul. Vreau să te întreb, la competiție cu ce ai participat? Cu acest stil de dans? Cu o variație pe neodalisc și neoclasicul pe care l-am dansat și aici. Uh-huh. Deci ai avut trei dansuri? Și grupuri. Am avut două grupuri, Paquita și un contemporan, lyrical. Oh. Deci a fost destul de solicitant. Da. Cum faci față după o competiție, la nivelul de stres pe care l-ai acumulat? Cum te relaxezi după? Păi... Nu spune că la antrenament, din nou. Nu. Sincer, ajung acasă, îmi fac o baie și mă pun în pat, atâta fac după un concurs. Uite, am o idee în această dimineață. Ca să te mai odihnești tu, te invit să iei postura de doamna profesoară și să-l învățăm pe Valentin împreună. Adică da, eu mă ce? Uit. Poziția întâi de balet. Stăm la pachet. Hai. La pachet. Dar tu mi-ai zis că tu deja știi. Ia să vedem. Cințe. Ia, hai să ai lângă Raisa. Asta da. Asta chiar pot să fac fără probleme. Uite, stai. Eu pe tocuri mai greu. Fii atent. Dai. Opa! Eu încerc să o duc mai... Să el fac mai o duce mare, în extremă deja. E bine sau e prea mult? E foarte bine. Poți să mai apropii un pic? Vârful. Și mai așa? Mă, da. E greu. Perfect. Greu. Da, începuse să mă vedești pe mine. Nu, eu nu. Eu pe tocuri. Dar eu repede, mă băgai pe mine înaintare, mă. Uite, spune și Raisa și îți confirmă. Nu e așa că pe tocuri nu îți ies pozițiile de balet? Nu. Vezi, n-am nicio șansă. Măcar să vadă oamenii de acasă ceva frumos în dimineața. Și nu se dau jos, nu? Nu se dau. Nu sunt lipiți cu super glue. Da. Nu se poate. Putem să-l mai învățăm ceva pe Valentin în această dimineață? Ce idei vin acum? Ce vrei tu, orice vrei tu, orice-ți vine. Dar nu din alea cu căpare, nu pot să le fac așa. Ceva mai așa, de începători. Ne-au pus și muzică. Regia, la final trebuie să le legi, Valentin. Vă iubesc. Vrei să te ajut cu tamburina? Da, vă rog. Ia, o piruetă. O piruetă. Piruetă? Piruetă. Cum se face piruetă? Mai în mijloc, așa. Ia să vedem. În poziția a patra. Așa, așa, ok. În plie. Care e piciorul de sprijin? În plie. Așa. Așa. Stângul este. A, pe dreapta se duce toată treaba. Da. Și pe stânga, se face de și pe stânga. Piciorul de sprijin e dreptul. Nu, stângul. Okay. Și mâna e dreapta. Stângul.
ce să zic. N-ai cum! N-ai cum! Deci mai facem o dată. Dar știu să am mâine acum. Place că ești ambițios. Stai în pase. Ce? Pase. Deci ori să se ia în față. În față, așa. Asta e poziția de meditație. Ia atent, uite-te, găsește-ți un punct fix. Nu-i așa, Raisa, trebuie să-și găsească. Da, trebuie să-și găsească un punct fix ca să nu se dezechilibreze. Și mâinile sunt să nu... Tot să nu se dezechilibreze. Da, da. Hai mă că pot, uite. Fac și eu. Chichician. Aplauze pentru Chichician. Pe finalul melodiei, așa. Uite, Valentin, te-am chinuit suficient. Pentru următorul moment ai nevoie de tamburină? Nu. Ok, o să te rugăm pe tine să ne arăți cum se face, că noi ne-am amuzat destul. Eu am încercat. O piruetă? Am încercat. Ne dai măcar un 10 pentru... Da. Pentru ambiții. Pentru participare. Da. Uite, o să te scăpăm și de microfon și te invităm pe această cale să ne arăți ce ne-ai mai pregătit în această dimineață. Lipsit, Raisa, cred că nu mai scapă, nu mai scap de el. Acum trebuie să-l înveți musai, mai multe mișcări de dans. Da, deci... chiar mă pricep, uite, pe aia o fac așa, cu nici mă uit, da, nici mă uit, nici mă uit la picioare. Fără mâini. Nici mă uit la picioare, fără mâini, da. Eu zic că ai toate șansele să înveți pentru că ești ambițios. Nu-i așa, Raisa, în momentul în care îți dorești foarte mult? Da, contează foarte mult. Mă, sunt bun, dar nu sunt căutat. Aia cât de mult ți-ar lipsi ție talentul atâta timp cât ai dorințe de muncă, rezolvi. Munca bate talentul. Atunci când talentul nu muncește din greu. Era așa vorba, este, așa, Raisa? Da. Deci până la urmă, la finalul zilei, 90% muncă, 10% talent rămâne, da. Corectă proporția? Da. Dar ai nevoie și de... Și dacă vrei, trebuie să muncești mult. Pentru tine ce urmează? Mai ai competiții în perioada următoare? Acum vara? Nu vara, toamna. Mhm. Deci bănuiesc că urmează și o perioadă de relaxare, un concediu, pleci pe undeva alături de ai tăi, uite, sunt foarte mândri de tine și te filmează de acolo din spatele camerelor. La mare, la soare, la munte, la bunici, cu prietenii, cu prietenele. Da, probabil cu prietenele. Așa, aici am vrut să ajung mami și tati. Deci gata, asta a fost ultima vacanță pe care ați petrecut-o împreună. De acum fata a crescut și merge și ea cu fetele în vacanță. Mi se pare absolut normal. Dar pe lângă vacanță, cred că avem și antrenamente. Da. Forță, nu antrenamente, că... forță, Vali, că ea nu merge în costinești ca tine. Nu, dar... vezi cum mai era mișto? Tu vezi ce facem dimineața asta? Nu, uite, și noi vom veni. Uite, facem o promisiune dimineața asta ca să ne spălăm păcatele. Promitem că venim la operă să te vedem pe scenă. Nu-i așa? Mulțumesc, da. Așa, da. Așa, da, gata, am și tăiat. Gata, ne-am spălat toate păcatele. Raisa, îți mulțumim tare mult că astăzi ne-ai trecut pragul și că ne-ai încântat. Și eu vă mulțumesc. Ne-ai și învățat câte da, ceva. Da. Și promitem că data viitoare, uite, eu o să-mi iau niște Adidas sau ceva mai comod și o să particip și eu ca să nu mai considere Valentin că îl chinuim doar ești pe el. Martor, a promis. Da. Mulțumim tare, tare mult. Să-mi iau data viitoare. Așa să faci. Să ai mult, mult succes și să ne revedem. Mulțumesc frumos. Mult succes. Mulțumesc. Eu știu, nu că știu, sunt sigură că Raisa are și un regim alimentar impresionant. Așa. Și că din când în când mai mănâncă și ea câte un înghețat. Așa cum ar trebui să facem noi cu toții,
mai ales în această perioadă în care noi desfășurăm această super competiție a verii, maratonul înghețatei de la Metropola TV. Înghețata trebuie să aibă două calități, să fie rece, să fie gratis, dacă mă întreb pe mine. Așa, exact. Și mai avem o calitate, e diversă. Oferim 4 casolete de 500 de grame, 2 kg în total, caserole pe care le alegeți voi cu arome diferite, 4 arome diferite, fistic, mentă, ciocolată, vanilie. Doar trebuie să veniți până aici, atât. Să fiți primii din ziua respectivă care au ajuns aici la Metropola TV. Ați venit, v-ați făcut frumos un story, bam, tag Metropola TV, tag Siviero Maria și ați plecat cu 2 kg de înghețată. Nu pe voi, la voi, că așa nu ești de bine. Înghețata n-are atât de multe calorii. Unde e locația? Scrie acolo jos. Casa presei Corpa 3, intrarea pe alea tipografilor. Nu strada tipografilor, alea tipografilor. Iar noi mâine dimineață ne revedem aici la matinal cu încă 2 kg de înghețată, tot cu noi doi, cu invitați extraordinari. Așa că până una alta să aveți o zi minunată. Maratonul înghețatei, toată vara la Metropola TV, proiect susținut de Siviero Maria, gelateria ta italiană.